Sfântul Cuvios Onufrie de la Verona. Cuviosul Onufrie s-a născut în jurul anului 1700 în Rusia, într-o familie nobilă și a fost guvernator al unui ținut. În jurul anului 1749, părăsind familia, onoarea rangului și patria sa a venit în ținuturile Moldovei. Timp de 15 ani, a viețuit în preajma unor aleși părinți duhovnicești, printre care Vasile de la Poiana Mărului și Paisie Velicicovski, crescând duhovnicește. Acesta din urmă îl va urma pe cuviosul Onufrie la mănăstirea Dragomirna în jurul anului 1763, la venirea sa din muntele Athos. Între cei doi se va înfiripa o strânsă prietenie duhovnicească. Cuviosul Paisie fiindu-i și duhovnic, iar după ce s-au despărțit legătura lor sufletească, a continuat prin scrisori. Auzind de alți pusnici români și ruși, sporiți duhovnicește, care viețuiau în codrii Voronei, va intra în anul 1764 în obștea schitului Sihăsria Voronei, retrăgându-se în pustie spre liniște. Timp de 25 de ani, va viețui într-o peșteră pe malul părâului Verona, într-o aspră nevoință. Mânca doar o dată în zi, după apusul soarelui, iar noaptea o petrecea priveghind, ațipind doar 2-3 ore pe un scaun, după cum mărturisește iermonahul Nicolae. În anul 1774 a îmbrăcat schima cea mare din mâna duhovnicului său, starețul Paisie, la mănăstirea Dragomirna, revenind apoi la peștera din preajma Sihăsriei Voronei. Urcând în scurt timp pe treptele sfințeniei, pe mulți îi folosea cu viețuirea cea sa aleasă, cu rugăciunea și cu sfatul său, fiind binecuvântat de Dumnezeu cu darul deosebirii gândurilor. Iar când a săvârșit călătoria cea bună, a fost vestit mai înainte de aceasta. În noaptea Sfintelor Paști, un înger s-a arătat preotului Nicolae Gheron Gheorghiu din satul Tudora și a cerut să meargă la robul lui Dumnezeu Onufrie și să-l împărtășească pentru ultima dată și l-a călăuzit până la peștera cuviosului. Cerând să meargă la Sihăsrie după câteva zile, a dormit întru Domnul la 29 martie 1789. Fiind înmormântat de către câțiva călugări în livadă la rădăcina unui măr. În iarna anului 1846, pe când domnitorul Mihail Stursa se afla la vânătoare, a găsit un fruct mare și frumos la rădăcina mărului ce străjuia mormântul cuviosului. Fica domnitorului, care era bolnavă de epilepsie, mâncând acel măr, s-a vindecat de boală. Domnitorul a poruncit să se dezgroape osemintele lui și să fie așezate spre cinstire într-o raclă în altarul bisericii mănăstirii Verona. 10 ani mai târziu, cuviosul Onufrie a cerut în vis starețului Iosif Vasiliu să fie dus în Sihăsria Veronei, unde se află și astăzi. Cu ale lui sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.